Salutare dragi prieteni și bine ați venit la un nou vlog. Numele meu este Radu Chirilă și astăzi începe un vlog la ora 4:36, din câte puteți vedea și voi chiar aici. Este foarte dimineață, știu, dar vreau să mergem la deschiderea anului școlar la Liceul Militar din Craiova, pentru că vreau să discutăm cu băieții de acolo și cu fetele, să vedem cum li s-a părut lor prima zi de liceu militar, mai ales cu cei de anul întâi, pentru că, din câte știți, și eu v-am povestit cum a fost prima mea zi la liceul militar și vreau să vedem cum a fost și prima lor zi la liceul militar, să vedem dacă este la fel sau există vreo diferență, așa că haideți cu mine! Dragilor, deja am ajuns, facem puțin acest video pe fast forward și suntem deja la liceul, colegiul de fapt național Tudor Vladimirescu din Craiova și mai devreme, dacă ați văzut în vlog, am spus liceul militar. Am zis liceul militar pentru că așa îi spuneam când eram eu în liceu și așa se numea liceul militar. Între timp s-a făcut colegiul național și haideți să vorbim cu câțiva elevi de aici din liceu, să vedem ei cum s-au simțit după 3 zile de când au început, să vedem dacă e aceeași senzație pe care am simțit-o și eu atunci când am intrat în liceu. Haideți să vedem. Mi-e sigur de casă și nu sunt obișnuită cu tot ce trebuie să facem aici, că avem sectoare, plantoane, foarte multe reguli, foarte multe lucruri de făcut pe care acasă nu le făceam. Da, da. Și mai greu. Da, prima oară a fost cel mai greu, sincer. Da? Stat aici, pe alea 2 săptămâni, m-au rupt. Mai multe chestii, două săptămâni. Și s-a făcut așa doar de casă? Nu? Nu s-a făcut foarte puțin, aproape că m-a rugat comandantul să meargă acasă, fiind la o distanță foarte mică de Craiova. A, păi de asta, de asta. Noi veneau părinții, aproape zilnic veneau la mine și... Mai da? A, păi de asta nu v-a fost două doar de casă. Dar acum, cum? Prima săptămână e grea după vacanță, dar după noi... Revenire întotdeauna, știi cum e. Da, da, da. Eu m-am acomodat foarte repede, deoarece înainte făceam fotbal și eram foarte mult timp plecat de acasă. Și așa parcă am revenit odată cu colegii, stăteam în cameră. Foarte tare. Da, ai fost obișnuit cu deplasările, cu plecat exact, de acasă. Exact, da, am fost și prin străinătate în fotbal. Foarte tare, uite, am ajuns acasă. Ăsta e un hint pentru cei care vor să dea de acum la liceu militar, că dacă fac un sport înainte și sunt obișnuiți cu deplasările, m-am regăsit aici. La mine a fost groaznic, prima lună, teroare. Serios? Da, că în prima lună, cum să zic, n-am ținut niciodată mai mult de 2 săptămâni de acasă. Și a fost groaznic, striga plantonul deșteptarea și venea să mă duc să-i dau cu ceva în cap, că parcă era vina lui săracu că venea ora 6. Da, și eram în fiecare zi, azi renunț? Nu renunț. Și așa s-a dus luna. Și... Eu am făcut, am întârziat la studiu un minut. În primele 2 săptămâni. Și vreau să mă duc și eu acasă după 2 săptămâni. Și m-a tăiat de pe listă, a zis că tu nu mai pleci acasă în următoarea lună, știi? Mamă, ai pățit-o și tu la fel? Și mamă, atunci chiar m-a obișnuit plânsul. Dor îmi era de casă, că eram și departe de casă, încât efectiv m-a obișnuit plânsul. Tu cum ai simțit când te-a tăiat de pe listă și ai zis că, bă, nu te mai las acasă? Păi, nu m-am supărat chiar așa de rău, pentru că rămâneam cu colegii cu care deja m-am prietenisem foarte bine și, da, ne distram noi acolo. Deci ai fost sociabil. Ideea e că, uite, eu am trecut mai greu prin treaba asta pentru că nici n-am fost așa de sociabil la început și n-am discutat prea multe cu colegii mei. Înseamnă că la tine a fost mai ușor. Deci ăsta e un hint pentru cei care vor să dea de acum la liceu militar, să fiți sociabili și să vă prieteniți cu colegii, pentru că împreună treceți mai ușor de etapa asta de acomodare. La tine cum a fost? Greu, adică fiind foarte atașat de familie, evident a fost destul de greu, mai ales că în primele 2 luni erau și niște probleme pe la noi și o lună jumate, cam așa, n-am mai plecat acasă, în continuu tăiați de pe listă. Mamă, n-a fost așa bine. Super complicat. Ai mei, în fine, mă suspectau că am făcut ceva. Eu tot le ziceam, bă, s-a întâmplat. Nu, tu ai făcut ceva, pentru că în general mereu făceam probleme. Ziceau, bă, tu ai făcut ceva. Și până la urmă m-am dus acasă și îți dai seama cum era atunci.
Ei bine, dragilor, din câte ați văzut, nu este ușor pentru toată lumea, dar nici imposibil să te acomodezi în primele două săptămâni sau o lună. Au spus-o și ei, elevii care sunt acum în anul 1, în anul 2 sau chiar în anul 3, câteva tips and tricks-uri pe care ar trebui să le folosiți și voi în cazul în care vreți să dați la un liceu militar. Spre exemplu, să faceți prieteni cât se poate de repede, pentru că așa împreună o să treceți mult mai ușor peste perioada de acomodare, sau dacă cumva faceți un sport în școala generală, vă va fi mult mai ușor, pentru că veți fi obișnuiți cu deplasările, cu plecatul de acasă și cu statul departe de familie și de casă. Dar în orice caz, cu siguranță acolo veți găsi oameni care vă vor sprijini să puteți trece peste această perioadă de 2 săptămâni, 3 săptămâni sau chiar o lună pentru cei care duc dorul de casă ceva mai tare decât ceilalți, sau poate că ești mai departe de casă. Eu sper că v-a plăcut acest vlog și sper că ați văzut niște lucruri de acolo din interior, chiar de la elevii Colegiului Național. Așa că dacă mai vreți episoade de genul acesta, lăsați în secțiunea de comentarii, nu uitați să apăsați butonul de like, să-l distribuiți, să-l vadă și prietenii voștri și să vă abonați la canalul Ministerului Apărării Naționale dacă nu ați făcut-o încă. Eu am fost Radu Chirilă și noi ne revedem foarte, foarte curând cu un nou vlog chiar aici, foarte, foarte curând. Ciao.